Am fost la un party de swinger și am dat acolo peste mici. Dat acolo. Că i-am așteptat și eu. Aș vrea să dau acolo. Deci am fost la un party de swinger și am dat acolo peste vecinii mei de deasupra. Păi da, normal! Am lucrat o zi la videochat pentru că mi-a fost rușine să refuz din prima. Ok, și ți-ai băgat ceva în gază. Eu sunt Arturo Sușeri și bine v-am găsit la emisiunea voastră preferată. Minte, mă, frumos, alături de o brigadă de veterani în hip-hop de data asta, dragi Drucea, prieteni. Mai ales Drucea aici de față. Niciodată nu-l introduc pe Drucea primul și vreau de data asta să o fac. Drucea capitanul, aplauze pentru Drucea. Ăsta e numărul de numele de rapper? Drucea capitan. Drucea capitanul ar fi un nume bun de rapper. Este singurul ne-rapper de aici, deci a încercat, a scos o piesă. Are stofă. Păi avem astăzi în aplauzele dumneavoastră aici alături de noi pe Vlad Dobrescu, Geniric, Macanache, DJ Nasa și Doc. Știți deja regulile, n-are sens să le mai zic. Mi-am luat bine ochelarii. Este un joc psihologic, trebuie să îți manipulezi adversarii. Sunt gata de poker după aici. Așa aș descrie, joc psihologic. Unde ai fost? Am fost la un joc psihologic cu Denis Rifai. Așa, și cam astea sunt regulile. Domnul Deliric, aveți onoarea de a începe. Am adormit în baie la o fată pe care nu prea o cunoșteam. Uuu, nebunule! E gola, nebaga bun. Nu știai dacă are apă caldă, dacă... Dar de ce ai adormit în baie la ea și nu ai adormit în pat? Eram matol. În ce oraș? În București. Bine. De unde veneați? De la un concert. Nu întreabă nimeni ce concert, că... Manele. Silent Strike. Păi și cum s-a întâmplat? Cum te-ai cunoscut cu fata? Bine, nu prea o cunoșteai, dar totuși, cum te-ai cunoscut cu ea? La concert. Tu erai pe scenă și eram public? Eram și eu în public. A, tu nu cântai la concertul respectiv? Nu, eu eram pe acolo. Am înțeles. Și cum, cum ați soluționat de dimineață? Eu să încep să mă torturez cu flacăra asta. M-am ars odată cu o fată la lumânarea lui Shell. Da, așa, zi ce ai zis de dimineață când a fost să pleci de la ea? Te-a cules ea din baie sau cum a fost? Nu m-am trezit acolo. Da, unde te-ai trezit? Acasă la alt prieten. Deci ai dormit acolo, dar te-ai trezit în altă parte? Da. V-am doar să mă asigur că asta a spus, pentru că pare foarte interesant. Păi și nu mi-a intrat-o pe fata aia, detalii, ce s-a întâmplat, nu ți-a făcut ea filmul? Nu prea ne permiteam. Mamă, cu regina Angliei. Am adormit cu Elena într-o baie mai modestă. M-a băgat în geantă. Da, nu prea permiteam să ai zis, să rămână. Dau și un pic să rămână. Avea taică-mi un prieten care o combinase pe una mai bătrână cu vreo 20 de ani și când o f***a, zicea, nu vă supărați, puteți să vă întoarceți mai așa, să o luați un pic în gură, dacă se poate. Dacă nu vă doare spatele. Dacă puteți să-mi scoateți ca să fie mai... Dacă o luați un pic cu gingie așa mai... De sigur mama e cu... Da, mamă, da. Faci mama aia și pila și pe... Pentru copii, nu? Să ne întoarcem la poveste, dragi. Nu că e mai interesant asta. Mai zi despre... Da, deci și tu cum ai ajuns la tovarășul ăsta al tău? Macărat. Deci a venit și te-a luat de la doamnă de acasă? Era și el acolo. Erați amândoi la doamnă. Da, la dormea normal, în pat, în fotoliu. Nu dormea nimeni. Nu dormea nimeni. Când dorme, nu dorme nimeni. Pare că știe, pare că știe, exact. Am văzut filmul. Nasa, tu n-ai întrebări? El e în spate, știe direct, minciunul s-a adevărat. El era tovarăș. Eu eram acolo. Eu dormeam în bucătărie. Nasa e tovarăș. Știi câți rapperi am cărat? L-a luat ca sac de cartofi direct. Ai mai vorbit cu fata aia de atunci? Nu. Niciodată n-ai cum să vorbești cu o fată de atunci. Ba da, mă, e doar atunci. Fata de atunci. Nu niciodată în același loc. După aia nu mai e fata. Acum nu zice mai. Cum ar veni, sunteți cringe acum. Da. Grav rău. Ok, scuză-ne. Da, fii atent. În momentul, pentru mine sunteți amuzanți, știi cumva. Dar sunteți cringe pentru ăștia de să uite la emisiune. Și ăștia de să uite la emisiune vor să vadă ceva care e cringe pentru noi. Ce e cringe pentru noi,
e amuzant pentru ei. Fie, e... Deci e bine. E bine, nu. Mă, este bine. Nu, nu. Că noi ne amuzăm aici. Era să pare foarte bun conținutul, domnul. Da, da. Nu, eu mă întreb cum o chema, dar noi suntem în aceeași echipă, nu pot să întreb. Adică cringe bine? Acum? Da. Da. Ok. Da, da, da. We on, we on the... Right path. Hai, cum o chema, că mai avem 16 întrebări. Cum o chema? Nu mai știu. Nici nu prea cunoștea. Știa doar că zicea, fă! Nu, nu o prea cunoștea. Nu o prea cunoștea. Păi și restul ce făceau, boss, dacă tu dormeai? Beau astea, erau bine. Ți-a fost pe trece că era femeia acasă. Era un party. Mini. Mini. În fuste mini. O petrecere cu mini. Fus, s-a îmbătat la Disneyland. Cu Mini, cu Mickey, cu Donald, toți băi. Cu Mini, cu Tini, cu Mini Mouse, Tini Mouse. Da? Dacă nu mai aveți întrebări, să știți că putem să dăm și verdictul. Trebuie să dăm verdict. Hai, ziceți. Cu adevărat. Tu știi? Nu. Păi e la cărat. Deci n-a să zice că e adevărat, da, că e adevărat. Mergeți cu adevărat toți, trei? Adevărat, da. Verdictul lor final e că povestea e adevărată. Cum e totul? Este adevărat. Hey! Oh, ți-am zis am pierdut, că... Bă, și părea adevărat, adevărat. Domnul Drăcea, e rândul dumneavoastră, domnul Drăcea. Am lucrat o zi la videochat pentru că mi-a fost rușine să refuz din prima. Ok, și ți-ai băgat ceva în găuază. Mamă, dar te-ai dus direct, hai că îi dau cap corners. Dă și tu doi tokeni înainte să mă întrebi. Da, hai să mă, pune-l un lubrifiant înainte, deja ai băgat. Deci vreau răspunsuri rapide. Nu, nu, nu. Care era numele tău? Dar n-am... Asta vă ce voiai să... Erai în spatele camerei. Facem în echipă, nu te băgat, nu mă întrebi. Eu am lucrat... Serios? Fără mișto, da. Că îl încurci, că nu știe ce să răspundă la minciuna asta, nu, și atunci... Zic, deci eu am de ăla English Certificate morții lui, dar eu pot să predau engleză la grădiniță. Și la fetele astea a lucrat o zi, fără mișto. La fetele astea, la grădiniță. Fără mișto. Fără mișto. Fără mișto. How are you doing, tata, e prost rău ăsta. E de la, the foreigner. Așa, și le-a ajutat pe fetele alea. Să engleză pe da, videochat da, o zi. Ah, el deci n-ai fost să stai în pat, să faci căprioara, nu, mă, libelula. Nu, faci rupem. Căprioara. Stai, mă, dar videochat nu sunt doar videochat. Sunt da, și alte posturi. Sunt mai e și HR-ul. Sex, cum zicea... Ce firmă de videochat, mai știi? Ah, tu erai Sexter? Adică? Sexter's Laboratory. Laboratorul lui Sexter. Da. Cum? Nu știu ce. Că tu le scrii la clienți. Tu le scrii, ce p***o are aceea. Tu vrei să le înveți engleză. Dar nu faci asta. Da. Îți dai seama într-o oră sau în câteva minute, n-am nicio șansă. Și după aia... Dar nu trebuia să le învăț cu timpul corect sau așa. Trebuia să le învăț cuvinte sau cum să se exprime. Da. Zici 5 cuvinte care le-ai învățat sau propoziții. Nu neapărat. How are you, money come me? I Fred. Come on you, you money come me. Le mai învățau astea cu sens, sens, okay. Diferențe. My friend merge. Is the ball, cum era aia? The ball. Where's the ball, where find the ball. Ball. Find the ball. Here's the ball. The balls. Where is the balls? Le-ai învățat, I don't do anything? Oh. Nu. Da, nu. Nu mă, din astea da, basic le fac așa. De toate oricum. Da. Și unde, în ce cartier era asta? Era în București? Da, cred că era în Berceni. În Berceni? Da, și era Berceni, o vilă bravo. Sau era la apartament? Era într-un apartament. Și câte costă să faci o afacere de genul? Păi n-am luat niciun ban. Câte costă era? De... Eu mă simt ca la Imperiul Leilor, în curând ăștia îi vestesc banii. Era un singur apartament? Da. Tot o scoate, era da, deci... un apartament foarte mare, așa. Cumva părea că nu era pe tot etajul, dar era mare. Adică okay, avea mai multe camere. Și erau mai multe dormitoare în dar nu erau, cred că erau 3 maxim. Erau okay. Niște fete. Era o firmă mică. Erau okay. Fete? Era ok. Eu doar cu două am făcut. Doar cu două ai făcut sex. Da. Ok. Asta am zis. Oh, da, au oferte la videochat, adică nu doar știu. Cu două. Nu, dar vineri, nu știu, pentru toată familia. Dar cine te-a angajat? Hour. Cum te-au găsit ăștia pe mail? Te-ai dus tu să te angajezi la ei, se prădea era, engleză? Era înainte să lucrez la Orin și mi-am depus CV-ul și aveam ăla cu engleză acolo și m-au sunat și am zis că nu. Dar a zis, vin omul să vezi hai cum să e, că poate e ok. Și am mers o zi. Și cum? Așa le zice rămas. Și la fete. Da. Și de atunci lucrezi acolo. Hai că trebuie să... Crezi că ai stat o oră mai mult. Bine, Mariana, I'm one da. On one cu Mariana. Ai execuri ca americanii. Da, ai sugar de acum, din Danemarca. Și cum le chema pe alea două, de le-ai învățat? Nu mai știu. Da, se pare că au prins. Verdict.
Nu cred, într-o oră nu cred că am prins. Nu am prins nimic. Mai mult mi-au explicat ele ce ar vrea să vorbim și n-am. Înseamnă că era o casă de asta de videochat de săraci, dacă doar o oră te-a putut să-ți dea bani să înveți. Păi n-am niciun ban asta. Ah, ok. Și totuși, cum a început lecția de engleză? Adică... Asta zic hello, că I'm your teacher. Aveai manuale? Pare că mint, bună întrebare, aveți manuale? Nu, ăla nu mi-a cerut nici diplomă, nici atât. Păi da, unde la section nu e cu manuale? Automat tot. Suntem gata de un verdict? N-am făcut aproape nimic, mai mult mi-au zis ele ce ar trebui să învețe și ce ar trebui să le explic eu cum se vorbește corect. Da, mă, zice. Deci ți-au predat ele ție. Și eu, da. Și ți-a scris vruna mai târziu. Da, adevărat. E adevărat. Dar nu mă, că n-aveam niciun contact cu ea. Nu mă, chiar a predat. E adevărat, drăcea. E adevărat. Unde mi-ai predat engleză în afară, în locuri ciudate de astea? Atât. Nu, adevărat. Gata. Deci gata, mergeți pe adevărat direct? Da, adevărat, da. Dragii, ai susțin că povestea ta e adevărată. Ăsta e verdictul lor final. Cum e, mă, de fapt? E adevărat că am certificat așa, dar nu, n-am. Bă, băiatule! Da, gata, mă, că urmă. Dar știi cum că mi-a părut o fată recent că există meseria asta. Ea se duce la videochatiste și le învață engleză. Dar nu mă rup. Dar e tare, mă, și spus că e un skill cu care rămâi, na, poate pe de videochat, dar tot mai știi, send money, aia. Foarte bine. Bă, dar cine a scris-o aia, a scris-o bine. E bine și a dezvoltat-o frumos. Acolo pentru puțin timp, ce p*** să întrebi la videochat? Ce pereți erau și ce păi manevră că ăsta-i face lui ăla. Hai să mă vedem pe dumneavoastră, domnul Macanachi. A, eu? Da, e pa, dumneavoastră. Hai dacă m-a trimis iară Germania sau într-o de-asta. Yeah. Mi-am rupt piciorul încercând să reproduc o schemă din desene animate. Ce desene animate? Ce desene animate? Da, Fidac, toți băieții, ce era? Ca o încică în călaia, le-a arătat picioarele mult. Păi și ce ai făcut? Cum adică ai vrut? Triplu și rup ce cu... schemă ai făcut? Am vrut să fac, să mă arunc așa. Am înțeles. Și a căzut în picior, fix în stângul care era mai slab. Hap, s-a rupt, dar nu s-a rupt rău. Un pic aici la... am făcut... De fapt, nu s-a dus rotula, că eu cred că am pus-o la loc repede, dar nu cred pomeniți, că s-a dat. Pomeniți, pa, și asta, spate. Erai tânăr? Erai... Da, copil. La vecina eram. La tanti Elena. Ok. A, după ce ai sărit? După ce ai tanti Elena? După pat, după canapea, fotolică, oricum eram raznarul. După și fonier. A, deci n-ai sărit doar odată? Nu, de mai multe ori. Până la rupt, cap, că nu m-a lăsat. Băiat săritor. Te dădeai peste cap? Pentru făceam tumbe, da, făceam. Bine, în pat. Făceai gimnastică deja? Făceam, da. Făceai. Păi și cum p***a mea ți-ai rupt piciorul dacă păi îmi rupeam piciorul fiecare zi. Mâna, gâtul, piciorul, coloana. Nu știu. Se rup. Adică că rupeam la gimnastică sau că rupeam acasă sau la fotbal sau că mi-l rupeam ăștia cu trebuia bătaia. Rupt, așa trebuia rupt. Păi și l-ai rupt pe bune? Te-ai dus la spital? Nu mă, nu, practic nu l-am rupt. Că dacă rupeam eram șontât de ăla. Te-ai ieșit osul, nu l-am rupt. Mi s-a făcut astea. Ligamente ce aici în spate și am mers așa ca prost în cârje. Ți s-au descrucișat ligamentele. S-au încrucișat, nu știu exact. Ador momentul când ți-am rupt ligamentul. Da. Altfel. E de la Pirates Clan. N-ai ce vers. Să faci. Trebuia. E... Da. Da, mai aveți întrebări? Păi și te-a ajutat vecina când ți-ai rupt piciorul sau? Da, i-a dat s-a dus Marina, la maică, vecina... s-a pus și-a rupt macanac iară piciorul. Ce-a făcut? Da, se da, se știa că eu oricum veneam cu piciorul. Cum o chema pe vecina? Atela? Elena. Georgiana. Eu m-am cu chema Elena. Elena e mama ei, vecina, că mama ne-a lăsat la vecina. Auzi mă, dar ceapa aia mă, era bună la oricum. Atela Popescu. Ceapa, da, ceapa sau șoseta cu sare în ea. Da. Vecina Adela deci... Popescu. A venit Adela cu Atela. Atela Popescu. Atela Popescu s-a pus aici, în spate, la genunchi de salut. I-a rezolvat piciorul. Deci cum vi se pare, domnilor, povestea? Foarte fals. Deosebit de fals. Da. Să vedem. Nu se știe niciodată. Eu așa cred. Mai sunt doi de convins. Domnul Nasa? Bă, eu zic că e adevărat. Hai să mă da. Îl pui pe ăsta unde spate. Bă, nu știu mă, că și aia prima a fost vrăjeală și am vorbit la fel. Și eu am fost decisiv la, în echipa ai fost la foarte decisiv. Ești mangli oricum, la de-astea adevărat, tu tot o întorci așa. Drăcea, da, văd și că la astea adevărate... Băi, asta e schema. Bă, la astea false trebuie să dai în minciună și la alea false trebuie să dai în adevăr, să le combini, să nu se știe. Păi nu, la alea... Nu mai contează. E dacă e adevărat, trebuie să te convin că e falsă. Da, mă, deci dacă să e fals, trebuie să convin că e adevărat. Dar nu trebuie să minți. O să fac ce n-a făcut Macanache, o să merg cu doctorul. Ok. E falsă. Ok. Bun, verdict final fals. Cum e Maca? Fals.
Da. Bun și tu, bun și vezi? Tu. Vezi? Da. Te iei după un om? Știam că e fals oricum. Hai. Hai, ai vrut de show așa? De show, da, da. De fan show. Să mă zânzare. Vă rog frumos, e rândul doctorul aici de față. Vă rog frumos. Și ăsta e actor. Am călcat strâmb și femeia nu a avut nicio problemă cu asta. E aflând. Da, 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 aflând. Te-a ajutat, te-a dat cu ceva, cu Ben Gay, pe întors. Stai așa. E vorba că ai călcat strâmb, ai înșelat-o? Nu, sau? Nu, nu, e vorba de cu totul altceva. De o întorsă ceva? Da, da. Și vorbim de o întorsă. Da, a fost probabil cel mai penal moment al meu. Are eram semne cam... de-astea, vezi, îl mănâncă. Da, da, urechea, da, da, e nervos, nervos, e nervos. E minciună, nu? Că jucam basket și... Uite, și ai călcat strâmb la basket. La, da, dar nu că ați călcat strâmb, am jucat un meci, am fost super, am avut chiar un meci foarte, foarte reușit. Am fost așa, ei, și mă duceam, m-am dus în atac așa și la un moment dat m-am întors cu spatele, că na, alergi cu spatele în apărare. Deci ai călcat strâmb când te-ai întors cu spatele. Da, nu era nimeni, nu era nimeni în jurul meu și am călcat strâmb și mi-am făcut piciorul atât de frumos că am stat vreo două luni. A fost groaznic. A fost groaznic. Femeia nu s-a supărat. Dar ea era acolo cu tine sau acasă când ai venit cu piciorul umflat? Eu, dat-o e ca și cum am plecat. Am dat-o eu, cred că am dat eu titlul ăsta, așa, sau l-a scris altcineva, nu-mi dau seama. Și acum începe elemente, ca în Usual Suspects. Eram sub un... Probabil mă cunoaște cine a scris asta. Și tu ai stat cu piciorul cum? Am stat în sus. Am stat în sus. Și femeia a fost gen, mamă ce tare ca piciorul. Femeia super, câți ani aveam? Te iubesc la fel de mult. Aveam 20... 4, așa, da. 24 de ani. 24, 25. Și da, și tu lucrai la casino pe vremea aia și te-ai mai dus la muncă la casino? Nu. Medical nu direct. Nu m-am mai dus. Păi aia, femeia te-a ținut ea, gen, hai că ne descurcăm, plătesc eu chiria. Da, n-a avut o problemă cu asta. Trăiam... A, cu atât mai ușor. Da. Ia, mă duc eu la piață. Într-o casă de discuri? Într-o casă de discuri. Paul are atâtea discuri că poate să-și facă casă. Da. 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 Și ăsta era într-un meci oficial, ceva cu cluburi? Da, era oficial, a râs toată lumea, oficial au râs. Ok, da. Oficial. A fost foarte stresat. Erai cu Roxana? Da. Da? Și ce meci era? Ai zis că chiar era un meci oficial? Da, era un meci, dar dracu știe ce era. Nu mai îți dai seama. Tu ai jucat o echipă profesionistă? Am mai jucat și eu, așa, la Colentina. La Cherestea. Cherestea Dinam. Rapid. Cherestea Dinamo rapid. Hai să-l mai întrebăm. Întrebați. Da, asta, hai să-l întrebăm. Nu știu câte puncte ai înscris până la... Da, dai mai bă, eram bine, a fost, eram bine pe meciul ăla, m-am ofticat ai foarte rău. Mult, foarte okay. Supărat am fost că mi s-a întâmplat asta. Că jucasem extraordinar, riscam chiar să mă mai bage. Wow. Și în alt meci. Da, te-ai asigurat cu accidentare. Te-a ferit Doamne Ziua. A fost și mai să te mai bage. Da, te-a durut, Maica. M-a durut, Michael. Nu, tare rău. Da, nu, chiar a durut, a fost groaznic. Da. Și cam mai se sfârșitul partidei sau da, mai... aproape da. Să terminam meciul și am făcut prostia. Exact la și da. Acolo s-a oprit cariera ta de basketbalist. Nu, nu, cariera mea de basketbalist s-a oprise cu mult înainte. Nu acceptam. Am jucat, dar n-am fost vreun super jucător. Mi-a plăcut foarte mult basketul. Acum joc mai bine decât am jucat vreodată, oricum. Da? Da, normal. Și eu sunt într-o formă fizică mai bună decât... Eu l-am văzut la tine. Da. Tu minți! Nu. Întrebări dacă aveți domnilor din echipa dreaptă. Era la gleznă? La gleznă eram. Am călcat ca prost cu strâmb. Așa. Ce Adidas și purtai? Purtam niște Adidas, cred, pe vremea aia. Stai că zic exact. Nu mai știu exact, dar niște Adidas. Și te-ai dus la doctor să una alta controle chestii? Nu, m-am dus acasă, am luat eu bă, la Hornbach, Gled, tot, cirii, gips. Ok. Nu cred că a luat de la... Da. E o minciună. Da, că altfel ar fi asta zis adevăr. Da. Păi da, că nu are voie să mintă. Trebuia să avem ciocată. Glumeam și eu. Deci n-ai fost la Hornbach. Nu, n-am voie să glumesc. Glumea aia cu sau glumea înainte? Ai mai călcat strâmb de atunci? Ei chiar au crezut, ei n-au pus gluma. La vreun meci de basket nu, că era multă lume. Dar am mai călcat strâmb așa. Băi, eu nu știu, mie îmi pare că e adevărat, nu, se întâmplă, eu sincer. Eu nu mi-aduc aminte să fi stat doctorul două luni vreodată în casă, niciodată, e minciună. N-ai stat niciodată zic, în casă două luni. Eu zic e minciună, dar am ajuns la concluzia asta de când am auzit propoziția, că e prea general așa, adică ai fi povestit ceva, Caterin, că...
Pe de altă parte, pare scrisă de el, știi? Deci voi vă cunoșteați pe vremea aia. Da. A încălcat strâmb, dar femeia nu deci a avut. Ori e ăla mastermind de Ionita acum și a scris în stil. Eu vreau să vă întreb, ca să fiu sigur că înțeleg, voi vă cunoșteați pe vremea aia. Da, da. Da, normal. Vă știați. Adică eu nu și spui că nu-ți aduce aminte că a stat doctorul atâta timp. Eu piciorul în gips. Bazează-te, păi da, tu ții minte când erai tu în gips, nu când eram eu în gips. Nu e logic, de ce ai ține minte? L-ai băgat în gips până la urmă? Da, mă, normal că l-am băgat, am avut, a fost urât. Deci nebun, n-auzi, aveam avut două glezne. Wow. Trei operații. Direct. Mama, într-o seară. Adică, serios? N-am avut o operație. Nu, dar a fost urâtă. Nu a avut ăsta piciorul în gips. Tu dai verdict fals. Eu nu mi-aduc, ori m-am prăjit eu. Macanache, tu ce vrei? Eu sunt de acord cu ei, că ei știu mai bine. Bun, deci mergeți pe fals. Da. Domnul Doc, ei susțin că povestea dumneavoastră este o mizerie, minciună împuțită. O mizerie, doar o minciună împuțită. Am plusat. Pe cartela ta. Domnul meu, vin să vă contrazic. Chiar s-a întâmplat chestia asta. Povestea este una adevărată. Povestea este una adevărată. Și acum, n-ai fost mereu la curul meu să vezi ce am făcut, da? Adică, că n-a am stat, bă, eram tineri, eram mici, eram... Ce e două luni în tinerețe? 2005, atunci, mai nu ne-am... Am crezut că te cunosc, cum era. Domnule, punctul merge la echipa din stânga. Pare rău, te slab. Câștigă ăștia, sunteți slabi. Te-am crezut. Bate, dă-i și luna sau nu câștigă nimic. Da. Merge punctul echipa din stânga, domnul Dobrescu. Haideți. Vlad Dobrescu, abia așa. Am o cicatrice din cauza unui... știm din cauza unui scandal. Și pe asta o știi. Pornit de la o pisică. A, pisică. Ai o cicatrice din cauza unui scandal, pornit de la o pisică, bă, băiatul. Mamă, să certea cu pisică, nu țucă. Unde e cicatricea? Vlad pisică. O ai la tine? Asta chiar sună aversul. Da, întotdeauna. O am aici sub sprânceană. Te au bătaie. Cine te-ai bătut? Cu ăștia la blocul de vis-a-vis. Cu motanii. Cum? De ce de la o pisică? Cu motanul s-a bătut. Păi... nu vreau deci, să aia voiau să bată pisica și el a zis, bă, câinilor. Nu. Noi creșteam pisici, creșteam pisici la bloc. Ok, deci vă ocupați de ele. Mai multe breeding, pisici. Da, breeding, da. Și ne-au furat pisicile, gen. În special una. Producția, practic. Pisica, oricum, cea mai de firmă de tot. Am fost să ne recuperăm pisicile și ne-am luat la bătaie. Și cine erați voi? La câți ani aveți? Blocul nostru, gen. V-ați dus cu blocul? Câți ani? V-ați dus cu blocul. Copiii de la bloc. Deci câți ani aveți? Cred că... 28. Unde, nu, cred că aveam... undeva pe la 8. Cred că aveam 8 ani sau ceva. Ce s-a mea am vezi mă de gândiți așa? Fol! E cicatrice că așa vreau eu? E pe suflet! Imagine că a zis că sunt câine nenorocit! Am cicatrice aici la ochi, încă îmi dau lacrimile! Tu sup! Totuși, mai aș dori să știu câți ani aveai, Vlad. Cred că undeva pe la 8 ani. 35! 8! 8! Da, 8! Cred că 8, nu mai știu. Cum ați făcut de? Așa, și te-ai dus, m-ați dus aici. Ne-am dus să le luăm pisicile, ne-am luat cu ei. Și am luat o piatră în cap. O piatră? Okay. O piatră, da, de la un copil mult mai mic decât mine. În fața blocului s-a întâmplat toată. Ăla rău de 2 ani. În fața blocului, în spatele blocului lor. Șmecherul. La scarelei, cum ar veni. Șmecherul lor. Șmecherul. Era așa mic, nu ai fi zis că facem... Știi? Când a scos sabia. Și-a luat o piatră. Și m-a făcut o piatră în ochi. Mamă, te-ai dus la spital? Nu. Am nimic de atent acasă? Nu, nu, dacă sângerat un pic, nu era. Dar v-ați luat pisicile înapoi cu prețul sângelui? Da, l-a recuperat. Ca Nel Zorab dăm pisica înapoi. Tu ai fost scos din luptă în momentul ăla, adică... Nu neapărat, acum nu-ți închipui o luptă ca în... Îmi imaginez o piatră în cap și... Adică era tocmai că a fost out of place. Ea trăia cap. Mie nu-mi dă... Adică erau blocuri separate, înalte, nu? 10 etaje. Și scări diferite se băteau. Adică cum vă furați pisicile între voi și cum adică de ce erau pisicile voastre sau ale lor? Ca să aibă și pisici. Cine erau ei? Unde le țineau? Am urât în fața blocului. Trebuie să iei în calcul că da, nu știu. Pe Băneasa, pe acolo, nu erau câini.
erau de bogați. Unde stai, stai în Băneasa? Creșteam și câini. Dar cum ai că creșteați? Eu asta am că eu nu am crescut niciodată. Le aduceam în care. Unde căcat îi țineați? Că eu țineam dacă aveau animale la casă, la pământ, creștea bunica mea. Băi, hrăneai cu savarine. Cum creșteați voi câini? Dropai savarine. Unde îi țineați? Stăteau, mă, la bloc. La bloc, da. Da, mă, normal. Și doar nu aveai ceva mâncare din când în când. Da, erau mai deșit. Da, mă, se aciua, mă, la bloc acolo. Sunt prea multe inexactități în poveste. Bă. Bun, cred că puteți să dați un verdict pe povestea pisicii. Eu știu care era povestea. Deci povestea asta a bătut cu... Eu zic că e fals. Eu zic că e adevărat. E perfect. E adevărat, mă. E adevărat. Bă, e adevărat, mă. Mergi pe adevărat. Am văzut. Deci, cum vei tu, tată? Bro, dar tu n-ai mintea ta să decizi tu. Tu n-ai pisici acasă, deci nu doar că, cum stai doar că insistă ăștia doi acum, o să zic fals. Fals, mergem pe fals. Mergi pe fals? Da. Verdict final, fals, cum e Dobescu? E adevărat. Este aaaaaa! Așa se face, trebuie să-i convingi. Și se merge mai departe la domnul NASA, vă rog. Acum cauți pe net, că e muncă de convingere, ca să par credibil, trebuie să te... Așa. M-am urcat într-o mașină identică cu a mea și încercam să o pornesc în timp ce proprietarul ei se uita la mine. Ba, GTA 3. Galați City. Ce oraș? Unde asta? Acasă, E ce, de ce? E doctorul fals, n-a fost așa. Așa, unde? Acasă. Galați. În Galați? Da. Aveai carne? Da. Păi avea și o mașină. Ai idee în ce an s-a întâmplat, mai ții minte? Tu ai avut mașină când stăteai în Galați? Aveai mașina ta? Ce mașină aveai? Un Golf 4 alb. Ce și la tot Golf 4 adevăr că sunt multe Golf 4 alb în Galați. Chiar am văzut și eu. Multe. Două. În rest doar Dacii. Și ce ți-a zis ăla? Doar stătea așa ca băuși? Da, efectiv, stătea să uita și când am coborât din mașină și că așteptam să văd ce faci, domne? Păi să văd unde te duci. Dar cum ai reușit să intri? Nu, dar în Galați n-ar fi așteptat să vadă ce faci. Deci efectiv am zis, bă, s-a consumat bateria la telecomandă și am zis să o încerc la cheie și am deschis-o cu cheie. Wow. Și ăla se uita și... Cum ai deschis cu cheia alb, mașina, altă mașină? Da. Bă, a mers, nu știu cum, dar a mers. Aha, dar n-ai observat chestii ciudate în mașină, da, mă, ursuleț uitat, de pluș care n-au ce să caute acolo. Era break mașina și cum am uitat în retrovizoare era plasa aia ridicată. Și eu n-aveam, la portbagaj. Dar îți dai seama că merge la golf, că dacă descuia un Bentley ceva, nu că și eu am la fel, dar nu știu ce pula mea, mai merge cheia la el. Dar tu băusei cu o seară înainte sau ceva, de nu știai unde ai parcat mașina sau parcați amândoi? Nu, era în aceeași parcare, asta a fost duma. Una lângă, dar și el a pus exact lângă nu știu exact unde am parcat, e pe aici și pipa e așa parcare, cred că asta e. Bă, nu-ți dai seama, am văzut un Golf alb, am dus direct la el. A, te-ai dus direct la el, n-ai mai stat. Nu te-ai mai dat mult de matriculare. Da, mă, era un Golf alb. Clar. Da. Păi că adică toate îi dai jos. Da, și am zis că s-a consumat bateria, nu mai mergea aia. Și am zis, bă, o deschid la cheie. Mă, dar toate golfurile albe au aceeași cheie, eu știu asta. Că e și după culoare, da, exact, ca să nu mai stai. Păi mai stai să te gândești, pui de și dacă nu găsești cheia, cer cuiva care are aceeași culoare ca tine. Dai să-și pe Google și după ce te caută cheie de Golf 4. Și toată lumea oricare ca oglinzile. După ce ați făcut, na, v-ați dat seama că tu te-ai urcat în mașina lui, el ți-a zis, băi, e mașina mea. Mașina. Zis, da, ați dat-o la amiabilă, nu? A ta unde era? Era tot pe acolo? Ați dat-o la amiabilă, băi. Și te-ai urcat și ai plecat și ați râs, bă, ce zic. Da, da, îți dai seama. Ați dat o super la pace. Mai sunteți prieteni? Dar era mai marfa. Facem revelion împreună. Era mai marfa lui, până la urmă? Păi era Golf 4, nu știu dacă păi e mai mult. Păi înăuntru, avea icoanele mai mișto. Da, divini pe el. N-auzi că lui era break-ul ăla. Amândouă erau break. În ce an? 2008, 9, ceva. 15. Dar n-are cum să mintă, știi anul. Păi stai așa, cu... Sigur, e adevărat. Lângă ce parc era? Are. Nu era parc, aveam permis. Dar are 34. Dacă are de la 18. Ți-ai luat de mic carnetul așa? Păi. Dar de unde ai avut bani să-ți cumperi mașina? Și n-ai văzut că n-avea lămâie? Era mașina mea, era mașina Mirelei. A, deci e adevărat, gata. N-aveai lămâie, n-ai văzut că n-are el, sau avea și el lămâie? Bă, nu cred că aveam lămâie atunci. Aha. Avea portocale. Că eram post lămâie. Nu folosiți la o limonadă, nu prea erau pe vreme. Pare adevărat, sincer. Eu nici nu am nevoie de mai multe dovezi. Mai vreți să-l mai torturăm? Mi se pare adevărat? Absolut deloc. Se pare fals? Fals, cu fumare. Domnul Deghi? Nu cred că merge. Adică e fals? E fals. Da, e fals. Verdict final, fals, da? Domnul NASA, îi susțin că e fals. E adevărat.
Fresh. Deci, s-a întâmplat fix așa? A mers. Băi, jur, să-mi va puta. Acum o sunt pe Mirela și mă nu vine să cred. Bine, era cheia ei, o luase în greșeală la ea de acasă. Suntem și Oliver, așa, că așteptam și eu să văd. Și lați să stea așa, direct. Mie mi s-a părut prea că a avut toate răspunsurile, așa. Păi și tocmai asta trebuie să-ți spună că e adevărat. Păi da. Dar am zis, bă, ce tare e și minciunea NASA. Asta. Adică da, care ai talentul să crezi, ai vrut să crezi mai mult că e mai tare zic, NASA decât prima... povestea adevărată. Asta e un lucru foarte frumos. Da, adică... Mișto, adică chiar... Poate... E tare, să știi, gen, bravo, NASA, ești șmeche, dar povestea. Da, bravo, bravo. Păi, dacă aveți golf alb, pare că poziția vă fac e! Merge.ro, echipa din stânga, domnul de Gheghic, vă rog, aveți onoarea. Am surprins muncitorul care repara acoperișul în timp ce era live pe TikTok și făcea un Q&A despre mine. Wow. Deci tu stai acasă sau acoperișul de la porc sau... Mă, dar acum nu e chiar acoperișul. Era... Fodeau. Fii atent, eu... Fodeau de la etajul 2. Eu stau la etajul 3. Și după aia etajul 4, că e în cartierul etajul de la 3, Deșmecher, așa, e retras, știi, de la e etajul 4 retras, că practic nu e un... Și eu am o parte din cameră care nu are acoperiș, e de fapt terasa lui de deasupra. Și să fac infiltrații de alea. Și am, mi s-a udat în cameră așa tavan. Și a trebuit să vină niște de aia de la bloc, de acolo să așa. Repare. Și muncitorul deci tău făcea live pe TikTok. Da, șoardea, l-am prins dintr-o dată, că șoardea, știi așa, ca... Păi și l-a întrebat, bă, ce faci acolo? Și l-a zis, un Q&A. Nu șef. Ca, bă. Nu, eu l-am. Te uitai la live fără să intri live cu el acolo să vadă, o, oh, ai trebuit. Aia să fi fie apărut pe TikTok, pe For You. Cu Q&A-ul, că păi. Nu era... Adică, făcea omul live, bă, ce părere aveți. Am dat-o, am dat-o și eu așa, domne, era un Q&A, da. Da. La modul... Un omul, Q&A. Un Q&A. Un Q&A. Nu nimeni altul. Un Q&A. Da. Deci ce făcea mai exact omul? Da, mă, vorbea. Închipuiesc, era omul, era pe scară acolo. Da, la Nea Vasile, că-l trimiseseră ăștia de la bloc. Că eu stau în chirie, am zis, bă, doar nu mă apuc eu să-mi fac ăsta. Trimiteți și voi. Și câți ani avea Neacaise? Băiatul. Era de ăsta mai tânăr, de e ardea la salopeta, așa, nu era Curisa, maestru... Nu. 71. Maestru Nea Vasile, știi? Nici nu știi că este ăsta. Așa. Și era pe scară acolo și făcea și îl sună. Dar fix, adică ardea genul ăla Dorel așa un pic... Și vorbea cu vârsul, cu morți la tavă, doar că la un moment dat mi s-a părut că îi zicea lui ăla la modul, nu că sunt la ăștia acasă, și de că aia zic că el văzuse, știa, s-a da. S-a ginit. Nu, n-o, că făcea... Deci v-ați gândit că cu făcea cui Q&A. Haideți like-uri, cât mai mult acum. Hai, tap-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 
adevărat, dacă te gândești un pic, adică asta e mereu să repare. Chiar și eu am văzut ieri pe cineva repara acoperișul, eram pula goală și eram la același nivel. De-a mea zis Diana că e geamurile de alea de se reflectă, doar seara poți să vezi pula goală. Și erai și am zis aia că poate muncesc ăștia până seara și am stat așa toată ziua. Glumesc. Dar se repara acoperișul în perioada asta că vine ploile, vine toate astea. Glumesc, n-au reflexe geamurile. Am stat așa să fie. Nici n-aveam geamuri. Eram în casă cu muncitorii. Bă, fătă, și era să-i dau foc la casă ieri. Dacă echipa... Ce crezi că e bate fumul? Dacă bate echipa bătură? Adversă mai are vreo întrebare pe subiect. Nici nu cred că a pus vreuna. I-ai zis ceva că, că făcea TikTok? I-ai zis să oprească sau ceva? I-ai zis, bă, termină. Băi, adică nu i-am zis ai la... Ai făcut duet cu el? Au intrat nu că nici nu, cum îi zice, nu lângă altul, știi? A intrat eu pe instalatorul. Mă simțeam și ciudat, știi, că nu, nu era ca și... Adică nu m-am prins exact că face asta, asta mi se părea mie că face. Și nu voiam nici să fiu de la muris care pare, bă, ce pune, vorbești mă la telefon acolo, tu repară mie aici, știi? Și m-am tirat așa și am zis, bă, haide, haide să terminăm mai repede, că, nu știu, am dat-o și eu.
Ce repede termină unii muncitori acoperișurile în ziua, da, știi, am băgat și eu comentarii. Nu, am dat-o așa, e, nu știu, ciudat, că e dubios când... Se întâmplă de astea, da, e urât, da. Nu, dacă... Dar nu știi cum să o arzi, ori stai pe el așa. E cringe așa. La Caterin că l-a zis, da, 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 și pe aia, mamă, ce bășine arăs tu. Da, adică, mă, practic el vorbea cu oamenii, cu cineva, cu vârful. Probabil că era, he was FaceTiming. Poate vă, să știu. Sau poate, era și Raif, putea să fie și Raif. Da, doar că eu unul mi-am luat filmul, că face la modul... Sunt la deliric aici, acasă, fiți atenți acolo, ce arde el, aici se întâmplă magia. Bă, e și, ba, chiar ți-a e și să în dormitor, adică asta e ciudat. E fix în dormitor așa, adică am patul și aici deasupra la televizor, cum ai venit să făcuse o pizdea de aia de... Da, da, da. Ploua, ploua. Acum câți ani a fost asta? E, acum câți ani? Acum un an și ceva. Recent, când a plouat rău anul trecut. Nu știu. Când a plouat în fază aia la acoperișuri. Când a plouat rău. În fază de acoperișuri. Ce n-ai văzut ce? Se furau acoperișurile în București. I-a fost rău. Dacă au venit de acasă cu tot cu acoperiș să nu-l fure. Pe bucata aia de dormitor, deasupra au terasa lor, e da. Balcon. Ți-ai uitat cât era gramul de șgheam, că era mai scump ca aurul. Se dădea țigla în perioada aia. Bă, nu știu, eu zinas. Eu zinas. Da, să caute live-ul ăla. E adevărat, da. Adevărat, zice. Domn doctor? Adevărat, cred. Ok, bun. Mergi pe adevărat? Pe adevărat. Bun, verdict final adevărat, cum e totul? O p***, normal că nu. E fals? Fals! Fals toată ziua. Agace, mă, fac! V-a făcut. Bun, și să mergem mai departe la doctorul. Ia, tată. Se vede. Am fost la un party de swinger și am dat acolo peste vecinii mei că te-am suflat. Aș vrea să dau acolo. Deci am fost la un party de swinger și am dat acolo peste vecinii mei de deasupra. Păi da, normal! Adică peste vecinii mei de deasupra. Deci ăia care locuiau în tei deasupra. Așa. Dai seama ce a fost la party-ul ăla. Și ai te combinat cu nevastă sa? Nu voi să te combin. Da. Nu s-au swingerit adică așa rău. Erau foarte, erau mai în vârstă. Noi eram, noi că eram mai mulți. Nu erau mai că tine. Era la care te-a întrebat cum râdem repede după nu, ce... Ăla, nu, nu, dar era da. Unul deasupra. Nu, era de jos. Dar era... nu, la mama, nu la... Întâi la maică mea, la doi acolo. Și tu cu cine te-ai dus? Asta, trebuie să spun nu, asta? Dacă nu, dacă e prea personal, da, spus. Dar nu, zi așa, cu cine erai atunci, nu? Da, mă, da. Cu femeia. Cu femeia de atunci. Da. Și în ce an e asta? Când... nu contează, n-are. 2012. E, și era multă lume la parte, acolo se swingăreau ăștia. Era se futa lumea într-o acolo sau trebuia să pleci acasă să te fute? Mă, era o cameră în care stătea toată lumea și puteai să te bagi acolo, dar era bine să te bagi în locuri. Mai luai o bere dacă stai în bucătărie, mai aproape de frigider. Da. Am fost... Unul legat la ochi cânta la pian, unul îmbrăcat în rog. Auzi, dar erau toți ciudați. Era în tăi acolo nu, pe trecere. Nu, era unde a fost. Era în doi pe trecere. A fost unde mergeam noi. Vă aduceți aminte că mergeam? A, știu, la The Mask, nu? La The Mask? Beam noi bere da, acolo, bere de-aia nefiltrată, unde dădeam noi petrecerile alea până piața Galați pe acolo. Da, ăla era club de swinger, noi mergeam acolo că era o bere foarte bună, nefiltrată, nu mai aveau. Acolo de făceam noi petrecerile unde nebune. Da, da, da. El acum pe ei trebuie să-i convingă să le zică. Acolo mă, unde beam bere, acolo e nu, 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 asta ca fapt divers. Da, 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 da. Așa, bun, să continuăm. Ai, bun. Ai swing, ai putut ceva pe acolo, ai swingăit ca lumea. Swingăit ca lumea. Nu e că trebuie să lumea și închipui petrecerea astea de swinger ca ceva gen toate bunăciunile. Toate, nu, da, da, da. Dar boss, vin toți băieții vin și toate, toate fetele. Da. Ca dar poți să iei o târâtură de pe centură să dai să iei una bună, gen locui? Dacă vrea aia. Să iei o fată de doar dacă ai dubluri. Dai lui aia dacă vrea femeia, ai voie să faci chestii. Da, dar da, sunt da, niște reguli ale casei. Fiecare, mai sunt și variabile. Dar ca și, adică nu, 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 poți, nu te da, duci acolo și să-ți fără din la... Mariana. Da, da, da. 62 de ani. Merge o nu, 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 să iei să duci acolo, să zici, ei, gagică, păi te duci la cineva dacă house vrei. Tasks.
Știi? Poți să te duci cu cineva dacă... Băi, eu cred că e adevărat, da. Poate să fie un amuzant. Sincer, e adevărat, ce să mai... Păi... A fost ciudat. A fost ciudat, a? Bro, aproape că ați fost cu el la petrecerea aia, doar că a fost într-o seară în care n-ați fost și voi. Era o dată când n-ați fost voi. Bun. Deci mergeți pe... Am avut nevoie de mai multe detalii. A zis că era 2012, e sigur că era 2012 și nu ne minți? Era sfârșitul lumii, pe acolo. Deci, dacă mai aveți de vreo spuneți între voi, puteți să adresați. Cu care era atunci. Era asta. Bă, mie sună adevărat, sincer, e prea sigur, frumos. Sigur, club de swingeri, exact în ăla a fost. Se vede că frecventa, adică n-ai. Și noi. Da, Dobescu, cel puțin, e foarte era, cunoscut, era adică știe locul perfect. Ai istoria cu berea nefiltrată. Și mă gândesc că doctorul a luat card, a zis, a, club de swingeri, despre ce club de swingeri. Și ăla, normal, că era unde am mers noi să bem bere, eu singurul pe care... Și s-a dus la party fără să mă zic. Dar eu nu știam că e club de swingeri. Credeam că așa e normal. Se futeau ei acolo, dar azi distracția lor, treaba lor. Nu știu, ziceți voi, ziceți voi. Eu zic că e adevărat, sincer. Eu zic că e fals. Domnul Toto. Măcar de curiozitate, eu zic că e adevărat. Bun, deci verdict, final fals, da? Fals. Cum e Doc? E fals. E fals, nu? Ce mișto era. Bun. Dar am croșetat-o, i-am dat-o. Păi voi m-a scumis. Da, păi da, că a fost prea. Asta, că eu nu, era ăla de swing. Ei, m-au convins, mă, frate. A devenit, l-au închis la un moment dat. După aceea l-au deschis și aveau niște măști pe pereți. Habar n-am cât e scorul, dar am râs maxim cu voi în seara asta. Chiar îmi pare că trebuie să închei, dar stau oamenii ăștia aici toată ziua. Am filmat trei minte, mă, frumos astăzi. Vă mulțumesc foarte mult invitațiilor mei, Macanache, Deliric, Vlad Dobescu, DJ Nasa, Drecea și Doctorul. Nu uitați că am un canal secundar care se numește Sherry Show. Postez de 4 ori pe săptămână, așa că dați un subscribe și acolo. Și ca întotdeauna, fraților, cu ultima energie. Da, doar ceea ce vă am filmat, v-aș ruga să dați un mare pum butonul de like, să-i dați un share pe story pe cum aștept tare. La port, dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Noi ne-am dus. Pa!